cine a făcut primul pas? V-ați îndrăgostit dumneavoastră de dânsul sau s-a întâmplat pur și simplu de ambele părți? Cred. Mă rog, dacă se poate vorbi despre ceva, se poate vorbi de reciprocitate. A fost reciproc, nu? Nu pot să stabilesc cine, care a fost primul. Eu zic că vorbele nu sunt suficiente. Totul este prin comportament să dovedești cuiva că îl iubești. E foarte ușor să spui cuvinte. De multe ori se spun cu sinceritate și corespund unui adevăr, dar consider că nu e neapărat nevoie să-i spui cuiva ca să simtă celălalt că-l iubești. Cred că sunt lucruri mult mai grăitoare din comportamentul omului decât din expresii verbale. Dacă nu vrei să fii plicticos, să nu spui tot.